Niedam nici oarecum să vorbesc atâta cuvinte urâte despre acest primar general. De câte ori n-am vorbit? Și până la referendum, câți ani de zile. Dar aici pretenziile mele sunt adresate inclusiv alegătorilor. Oare chișinuienii nu sunt așa de dezvoltați mental, de tare, că n-au văzut din primii 4 ani că el nu-i de nimic persoana asta? Și de 3 ori l-au votat. Eu înțeleg, omul poate să greșească, să duci pe eroare, vin niște dește agitatori, cine cu bani, cine cu produse, cine cu promisiuni, și oamenii votează. Părere de rău, așa e cultura noastră politică în Moldova. Și apoi umblăm și ne boșim. Da. Dar păi, băi, de 3 ori să-l votez pe acesta care nu știe nimic, nu face nimic, nu e capabil de nimic, așa e poziția noastră. Eu am vorbit și am spus că noi, partidul, suntem de acord că el să fie dimis. El, dacă ar avea, ar fi măcar o leacă, poate mental normal la cap, ar trebui de mult să-și dea dimisia, să vadă că el nu-i de nimic. Să uite în oglindă, măcar o dată, să vadă el, pe el propriu în oglindă, cine el și prezintă el. Să facă o revizie totalizare și o făcut el în acești ani de zile. A distrus Chișinău. Nici așa care au bombardat Dresdenul în 45, avioane americane, nu au distrus așa de tare orașul acesta, Dresden de Germania, și au distrus el Chișinău. Și noi acum mai puneți întrebarea, dar nu referent, dar aici trebuie de fapt de luat mătură de mătură toată primăria, nu numai pe el din această primărie. Asta e răsadnic, asta e incubator de corupție, de mafie, de oameni care nu-i duci capă să facă nimic. Și aici care acum e interimar, tot așa, el a fost șoful de catedră de arhitectură la Institutul Politehnic, tehnic, cum se numește acum, UTM, da. Și aceasta și e arhitectură, fiecare loc liber în oraș, ceva se vinde și ceva se construiește, sub fereastra oamenilor, fără terenuri de joc pentru copii, fără zone verzi, fără nimic, tot se nimicește, în parcuri, pe tot loc. Asta ei trebuie să facă și pușcării toți aceștia din primărie, în frunte cu acest primar general. Dar nu numai de miș, pentru ceea ce au făcut din oraș. Bătaie de joc.